Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit! Mă numesc Borzu Crina și sunt profesoară de limba și literatura română la Liceul Teoretic Broșoi Samuel din Cluj-Napoca. Vă propun pentru ziua de astăzi un alt tip de text, textul descriptiv literar. Orele trecute am vorbit de, despre textul narrativ și textul narrativ non-literar, iar astăzi vă propun acest text, pentru că mi se pare că este puțin marginalizat și uh, mai puțin preferat de de, de copii și de elevi în general. Și o să sper ca la sfârșitul acestei lecții să vă schimb părerea și să vedeți că, de fapt, și textul descriptiv este un text care ne poate atrage, mai ales că de descriere avem nevoie foarte mult în jurul nostru, așa cum o să vedem și în minutele următoare. Astfel, ce veți ști la sfârșitul acestei lecții? Să definești noțiunile de text descriptiv și text descriptiv literar. Să faci deosebirea între o descriere de tip tablou și o descriere de tip portret. Să identifici caracteristicile unui text descriptiv într-o operă literară. Însă, înainte de a trece la lucrurile mai serioase, vă propun să ne jucăm puțin. Scrieți-vă pe o foaie, pe verticală, prenumele. Gândiți-vă apoi la cuvinte care vă caracterizează și care încep cu literele care alcătuiesc prenumele vostru. Și o să vedeți câte cuvinte minunate găsiți ca să vă descrieți chiar pe voi înșivă. Eu mi-am permis să ghicesc uh, uh, niște trăsături ale unor uh, copii, a unei fetițe, ale unei fetițe și ale unui băiat. Pe fetiță ar putea să o cheme Edina, iar pe băiat ar putea să-l cheme Istvan. Pentru Edina m-am gândit că ar fi educată, pentru că vorbește respectuos cu cei din jur, drumiață, îi place foarte mult să călătorească, isteață, deoarece se descurcă în orice situație, nefericită când vede că suferă vreun animal și artistă, îmi place mult să desenez. Deci observați că fiecare cuvânt caracterizator pornește de la litera din prenumele vostru. Pentru Istvan m-am gândit la inteligent, deoarece știe atât de multe lucruri despre mașini. S, sociabil, pentru că își face ușor prieteni. Talentat la fotbal, de la T. V, vinovat că, mănânc, că mănâncă multe dulciuri. A, amabil cu toată lumea. Și N, neatent când îi spune mama să facă curățenie în cameră. Deci, vedeți că de multe cuvinte avem în jur care descriu. De aceea, haideți să descoperim împreună la ce ne folosește descrierea în viața noastră de zi cu zi. M-am gândit la câteva motive, și cu siguranță voi mai găsiți și altele. Ne folosește să cunoaștem mai bine pe cei din jur și să-i facem să ne cunoască și ei pe noi. Să cunoaștem mai bine spațiul în care locuim sau trăim, să ne ofere informații cu privire la locurile unde vrem să ajungem, să descriem diferite obiecte de care avem nevoie și pe care nu le avem în fața noastră, mă gândesc când pleacă mama la cumpărături, îi descriem ceea ce ne trebuie uh, să ne aducă, nu? Să descriem locurile prin care am călătorit, să găsim un obiect pierdut sau să vindem un obiect. De aceea, descrierea ne cam înconjoară în viața noastră de zi cu zi, întâlnim mereu motive sau uh, situații în care trebuie să descriem ceva, în care trebuie să ne descriem sau uh, să-i descriem pe ceilalți. De aceea, să reținem că imaginea unui loc, a unui peisaj, a unui colț din natură, a unei ființe sau a unui obiect este redată prin descriere. Textul descriptiv prezintă un obiect, o ființă, un cadru din natură sau un fenomen al naturii, evidențiind părțile sale componente și trăsăturile particulare. Textul descriptiv literar, de data aceasta, prezintă impresii și percepții subiective despre un obiect, o ființă, un fenomen al naturii. Este construit prin folosirea creativă a limbajului, astfel încât obiectul descris să fie prezentat cât mai sugestiv. Și pentru că suntem la ora de limba și literatura română, ne vom ocupa în continuare despre acest tip de text, textul descriptiv literar. Am văzut care este descrierea, rolul descrierii în viața noastră de zi cu zi. Haideți să vedem care este rolul acestei descrieri în operele literare. Rolul ei este de a prezenta locul în care se petrece acțiunea, de a contura portretele personajelor, de a creiona un cadru din natură sau un fenomen al naturii și de a surprinde trăsăturile caracteristice ale unor obiecte. Astfel că descrierea literară, care poate fi în proză sau în versuri, poate fi de două tipuri. O dată poate să fie de tip tablou și al doilea tip este de tip portret. Eu vă propun în continuare să discutăm două texte care se potrivesc celor două tipuri de descriere, unul de tip tablou și celălalt de tip portret. Începem așadar cu descrierea în proză de tip Tablou. Am ales o țărișoară numită Lumerland. Țara în care trăia Lucas, mecanicul de locomotivă, se numea Lumerland și era una tare mică. Era chiar neînchipuit de mică, mai ales dacă am compara-o cu oricare altă țară, să zicem cu Germania, cu toate țările Africii la un loc sau cu China era cam de două ori mai întinsă decât o sufragerie de a noastră și, în cea mai mare parte, era acoperită de un munte cu două creste, una mai semiață, iar alta ceva mai mărunțică. De-a lungul și de-a latul muntelui, acesta șerpuiau o sumedenie de drumuri întinse peste felurite poduri și prin nenumărate trecători. În afara drumurilor, mai era o șine de cale ferată, destul de întortocheată și ea, ascunsă vederii în cinci locuri, prin tot atâtea tuneluri și ajungând până ce, pe cele două creste ale muntelui. Însă, în Lumerland erau și niște case. Cum altfel? Cei drept erau doar două la număr, una așa ca toate casele, iar cealaltă cu prăvălie la parter. Pe lângă ele, mai puneți la socoteală și o gară mică, proptită la poalele muntelui în care locuia Lucas, mecanicul de locomotivă. Asta în timp ce sus, pe munte, prins între două creste, se înălța un castel. După cum e lesne de văzut, țara asta, Lumerland, era destul de plină, iar de încăput nu prea aveau cum să încapă multe în ea. Poate că ar merita să mai spunem că trebuie să umbli cu mare băgare de seamă prin așa o țară, căci numai să fi pășit dincolo de granițele ei și îndată te-ai fi ales cu picioarele murate binișor. La urma urmelor, Lumerland nu era decât o insulă. Iar insula asta fusese aruncată taman în mijlocul oceanului nemărginit, ale cărui valuri, și cele mari și cele mici, se spărgeau zi și noapte de granițele țării. E adevărat că apele astea se mai potoleau câteodată, iar pe întinderea lor, netedă și lucioasă, se oglindeau pe rând noaptea și ziua, luna și soarele. Și, de fiecare dată când se întâmpla așa ceva, totul în jur arăta deosebit de frumos, sărbătoresc chiar. Nimeni nu putea să spună de ce se numea insula asta Lumerland și nu altfel. Singura speranță rămânea ca, într-o zi, cineva să se apuce serios de treabă și să cerceteze și amănuntul ăsta. Acest fragment este din uh, Michael Ende, Jim Năsurel și Lucas, mecanicul de locomotivă, carte pe care cu siguranță ori ați citit-o, ori despre care ați auzit uh, vorbindu-se. M-am gândit că în acest text ați putea să întâlniți niște cuvinte pe care nu le înțelegeți. Ați fi putut întâlni cuvântul semiață, care înseamnă mândră și care se referea la una dintre cele două creste ale Muntelui. Ați fi putut găsi cuvântul lezne, care este ușor, adică este ușor de înțeles că această mic, țară era micuță, ați fi putut întâlni acolo murate, adică în sensul de ude, dacă ai fi pășit un pic mai încolo de granițele țării, ai fi riscat să te uzi la picioare în oceanul acela nemărginit în care era aruncată această insulă. Să descoperim și să observăm că în orice descriere de tip tablou trebuie să observăm câteva elemente. Odată trebuie să vedem imaginea Generală surprinsă, da, ce anume se descrie. După aceea, trebuie să găsim elementele care compun această imagine, apoi ordon, cum sunt ordonate aceste elemente, din de sus în jos, de la stânga, de la dreapta, din interior spre exterior sau invers, din exterior spre interior. Urmărim apoi expresivitatea limbajului și ce sentimente și emoții transmite această descriere, deoarece. Asta este scopul textului literar, de a transmite emoții și sentimente. O să luăm pe rând fiecare dintre cele cinci uh, elemente pe care trebuie să le avem în vedere când citim un text descriptiv, ca să-l înțelegeți mai bine și să vi-l faceți mai accesibil. Astfel, prima. Primul pas pe care îl avem de făcut este să identificăm imaginea generală surprinsă, adică ce se descrie. În textul nostru este surprinsă imaginea Lumerlandului, o țară foarte, foarte mică. Era cam de două ori mai întinsă decât o sufragerie de-a noastră. La urma urmelor, Lumerland nu era decât o insulă așezată în mijlocul unui ocean. Deci Lumerland este o insulă foarte, foarte mică. Al doilea pas este să identificăm elementele care compun această imagine. În cazul nostru avem un munte cu două creste sau cu două vârfuri care acoperea cea mai mare parte din această țară. Avem drumuri, poduri, trecători, chiar și o șină de cale ferată întortocheată, cinci tuneluri prin care se ajungea pe cele două vârfuri ale muntelui, două case, o gară mică, un castel construit între cele două creste ale muntelui și oceanul nemărginit în mijlocul căruia se afla insula noastră. Astfel că am identificat elementele care compun această imagine. Al treilea pas este să vedem cum sunt ordonate aceste elemente, din apropiere în depărtare, din exterior în interior, de sus în jos, de la dreapta la stânga, etc. În textul dat, elementele sunt ordonate din exterior spre interior, de sus în jos. Prima dată, privirea coboară la cele două creste ale muntelui, apoi se plimbă de-a lungul și de-a latul insulei, observând drumurile, podurile, trecătorile, și de cale ferată, care se pierde în tuneluri, cele două case și castelul construit între vârfurile muntelui. Ieșim apoi din Lumerland și o privim din nou de sus, văzând o înconjurată de apele unui ocean nemărginit. Da, deci am observat cum sunt așezate aceste elemente care compun imaginea. Referitor la expresivitatea limbajului, observăm că limbajul este artistic, autorul folosind cuvinte și expresii care exprimă într-un mod cât mai deosebit imaginea prezentată. Ne închipui de mică, două creste, una mai semiață iar alta ceva mai mărunțică, oceanul nemărginit se oglindeau pe rând noaptea și ziua, luna și soarele sunt câteva exemple de astfel de expresii sau um, enunțuri mai frumoase. Observăm de asemenea că predomină substantivele și adjectivele, ca în orice descriere, deoarece ele numesc elementele descrise și trăsăturile acestora. De exemplu, oceanul este substantivul, elementul descris, iar nemărginit este cuvântul care îl descrie, și anume adjectivul. Mergem mai departe și um, ghicim, bănuim, simțim ceea ce vrea să transmită, ce emoții vrea să transmită autorul. În cazul nostru eu am simțit uimire pe care mi-a produs-o dimensiunea foarte mică a acestei țări, da? care vă amintiți este doar de două ori mai mică decât o sufragerie. De asemenea, am simțit admirație în fața frumuseții acestei țărișoare înconjurate de ape în care se oglindesc noaptea și ziua pe rând, luna și soarele. Astfel, am identificat imaginea generală surprinsă, apoi am identificat elementele care compun această imagine, ne-am dus mai departe și am văzut cum sunt ordonate aceste elemente, am uh, observat limbajul folosit, unul artistic, și sentimentele pe care le-am transmis. Ei, această muncă o uh, finalizăm într-o într compunere prin care voi încercați să explicați de ce un anumit fragment este descriere literar. Eu v-am dat exemplu următor în care, de fapt, am adunat tot ce am stabilit la primii 5 pași și le-am pus împreună într-o compunere care ar putea să sune în felul următor. Fragmentul extras din Jim și Lucas, mecanicul de locomotivă de Mihail Ende, este un text descriptiv literar. În text este surprinsă imaginea Lumerlandului, o țară foarte, foarte mică. Era cam de două ori mai întinsă decât o sufragerie de a noastră, o insulă așezată în mijlocul unui ocean. Elementele descrise sunt ordonate din exterior spre interior, de sus în jos. Prima dată, privirea coboară de la cele două creste ale muntelui, apoi se plimbă de-a lungul și de-a latul insulei, observând drumurile, podurile, trecătorile, șina de cale ferată, care se pierde în tuneluri, cele două case și castelul construit între vârfurile muntelui. Ieșim apoi din Lumerland și o privim din nou de sus, văzând-o înconjurată de apele unui ocean nemărginit limbajul este artistic, autorul folosind cuvinte și expresii care exprimă într-un mod cât mai deosebit imaginea prezentată. De exemplu, ne de mică, două creste, una mai semiață iar alta ceva mai mărunțică, oceanul nemărginit se oglindeau pe rând noaptea și ziua, luna și soarele. Predomină substantivele și adjectivele care numesc elementele descrise și trăsăturile acestora. Sunt transmise sentimente și emoții, de exemplu, imirea produsă de dimensiunea foarte mică a acestui loc și admirația în fața frumuseții acestei țărișoare înconjurate de ape în care se oglindesc noaptea și ziua pe rând, luna și soarele, totul în jur arătat deosebit de frumos, sărbătoresc chiar. Deci ați observat că nu am făcut altceva decât am pus um, la un loc, toate elementele pe care le-am stabilit la primii, la cele cinci etape pe care trebuie să le urmărim. Aceasta a fost descrierea în proză de tip tablou, da? în care este surprins un cadru, un loc pe care, în care se poate petrece acțiunea, dacă este vorba de, despre textul narrativ sau un cadru natural în, într-o descriere în versuri. Și este primul tip de descriere pe care vi l-am prezentat, cel de tip tablou. Să trecem mai departe și să observăm un alt text, de data aceasta de, o descriere de tip portret. Am ales un personaj care locuiește în, a, în această țară, în Lumerland. În Lumerland locuia Lucas, mecanicul de locomotivă cu locomotiva lui. Acestea i zicea Emma. Acum, sigur că oricine poate să vină și să întrebe, la ce bun o locomotivă ca asta într-o țară atât de mică? Păi orice mecanic de locomotivă are neapărat nevoie și de o locomotivă, căci altfel ce-ar mai conduce? Vreun lift? Ca să nu mai spun că în Lumerland nici nu se găsea vreun lift. Lucas, mecanicul de locomotivă, era mic de stat, plinuț și îl interesa prea puțin faptul că cineva ar fi găsit sau nu vreun rost locomotivei lui. Purta o șapcă cu cozoroc și o salopetă. Ochii îi erau la fel de albaștri ca cerul senin, de vreme bună, deasupra insulei Lumerland. Fața și mâinile îi erau însă aproape pline de negreală, de la ulei și de la funingine și chiar dacă se spăla zi de zi cu un săpun special pentru mecanicii de locomotivă, nu reușea să înlăture chiar așa de bine toată funinginea. Și asta pentru că funinginea îi intrase adânc sub piele în toți anii în care, zi de zi, Lucas se umplea iar și iar de negreală. Când rădea și o făcea destul de des, între buze îi răsăreau o mândrețe de dinți albi și strălucitori, cu care se și încumeta să spargă orice nucă sau alună. În plus, în urechea stângă Lucas purta prins un cerceluș de aur și mai mereu îl vedeai pufăind dintr-o pipă mare, înfiptă în colțul gurii. Chiar dacă Lucas nu era cine știe ce munte de om, avea totuși niște puteri așa mai deosebite. De exemplu, dacă voia, putea să îndoaie o bară de fier înodând-o într-o fundă atât că nimeni nu știa prea bine cât de puternic era Lucas și asta fiindcă lui plăceau liniștea și traiul pașnic, iar puterea lui nu trebuie să-și opună niciodată la încercare. În afară de asta, așa în particular, Lucas era și puțin artist, un artist al scuipatului, căci nimerea atât de bine flacăra unui chibrit, aprins de la o distanță de vreo 3 metri și jumătate, de a ajungea să o și stingă. Și asta încă nu era nimic, se mai pricepea el încă la un lucru, unul pe care nimeni de pe lumea asta nu l-ar fi putut face, să scuipe în buclă. Uneori putea fi auzit chiar și Lucas fluierând în cetișor un cântecel, așa ca pentru el, de se ajungea până la urmă să-l șuiere în duet cu locomotiva, un lucru care devenea tare amuzant. <coughs> și asta mai cu seamă când treceau printr-un tunel, căci acolo cântarea lor răsuna, nu glumă. Da? Deci este tot un fragment din Michael Ende, de Jim Năsturel și Lucas, mecanicul de locomotivă. Cuvintele necunoscute pe care le-ați fi putut găsi în acest text sunt cozoroc, care ce înseamnă partea dinaintea chipiului sau a șepcii în formă de semicer care umbrește și protejează fața, mai ales vara. Funingine, praf negru, care rezultă din arderea remnului sau a cărbunele și cu această funingine Luca era tot timpul negru pe mâini. Pașnic, liniștit, adică nu supără pe nimeni, buclă, înseamnă spirală, iar să șuiere, să fluiere. În textul descriptiv de tip portret, trebuie să urmărim două elemente esențiale. Pe de o parte, trebuie să urmărim trăsăturile fizice ale personajului, adică cele care se referă la vârstă, familie, origine, ocupație, înfățișare, statură și vestimentație. Pe de altă parte, avem trăsăturile morale, cele care se referă la calități, defecte, comportament sau atitudini. Să vedem ce se spune în textul nostru despre personaj. Am trecut în revistă într-un tabel câteva lucruri despre personajul Lucas ca să putem după aceea să facem o caracterizare a acestuia. Și ne-a interesat ocupația. Aflăm că este mecanic de locomotivă. Ca statură, este mic de stat, plinuț, nu era cine știe ce munte de om. Îmbrăcămintea îi consta într-o șapcă cu cozoroc și o salopetă. Ca fățișare, ochii îi erau la fel de albaștri ca cerul senin, fața și mâinile erau însă aproape pline de negreală, de la ulei și de la funingine. Avea o mândrețe de dinți albi și strălucitori, cu care spărgea și nucile și alunele, iar în urechea stângă purta prins un cerceluș de aur. Ca puteri avea unele deosebite și anume putea să îndoaie o bară de fier înodând-o într-o fundă. Ca talente era un pic artist, era un artist mai deosebit, un artist al scuipatului și nu orice fel de scuipat, ci în buclă. Talent nemai întâlnit la nimeni în lume. Ca preferințe, era foarte atașat de locomotiva lui, căreia îi puse și un nume, Emma. Îi plăcea să râdă și o făcea destul de des. Îi plăceau liniștea și traiul pașnic și, din când în când, îi plăcea să fluiere în cetișor un cântecel împreună cu șuieratul locomotivei Emma. Astfel, am concentrat informațiile pe care le oferă textul în cele șapte criterii pe care le-am luat în considerare și care ne vor ajuta mai apoi să conturăm portretul acestui personaj. Și anume, în urma celor stabilite, cu lucruri pe text, am evidențiat trăsăturile fizice și trăsăturile morale ale personajului. Lucas era un mecanic de locomotivă care locuia în Lumerland, o țară foarte mică. Era un om mic de statură, cu ochi albaștri ca cerul, cu fața și mâinile negricioase. Avea dinți albi și strălucitori, purta șapcă cu cozoroc și salopetă, iar în urechea stângă avea prins un cerceluș de aur. Era foarte puternic și priceput în ale patului. Își iubea mult locomotiva, căreia îi pusese și nume Emma. Era un om vesel, râdea mult, îi plăcea liniștea și nu se certa cu nimeni. Fiind spuse, acestea fiind spuse, dragii mei, am, prin cele două texte pe care vi le-am propus, descrierea de tip tablou și descrierea de tip portret, v-am prezentat cum ar trebui să lucrați asupra acestor texte, astfel încât să nu mai aveți acele rețineri când întâlniți un text descriptiv. Literar. Și anume, la descrierea de tip tablou trebuie să urmărim cinci elemente. Odată, să identificăm imaginea de ansamblu, ce se descrie și când se descrie. Al doilea, să identificăm elementele care compun această imagine, apoi să vedem cum sunt ordonate aceste imagini, să identificăm sentimentele și emoțiile transmise și limbajul artistic. În descrierea de tip portret, trebuie să avem în vedere cele două categorii de trăsături, și anume trăsăturile fizice și trăsăturile morale ale personajului. Astfel, veți putea face la sfârșitul acestui lucru pe text cele două tipuri de compunere pe care vi le-am propus. În speranța că cele discutate astăzi vă vor fi de folos, vă spun la revedere și toate cele bune până data viitoare. Mulțumesc!